Ministerul Apărării Naționale a demarat campania de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Legea numărul 115/2011 pentru modificarea și completarea legii 270/2015 privind statutul rezerviștilor voluntari a fost publicată în Monitorul Oficial al României și prevede condiții mai bune pentru soldați gradați sub ofițeri și maiștri militari care se înrolează ca rezerviști voluntari. Noile condiții valabile din data de 8 mai 2021 au în vedere, în primul rând, creșterea cuantumului remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10 la 30% din solda în funcție, la care se adaugă solda gradului de ținut. Totodată s-a renunțat la obligativitatea restituirii cheltuielilor aferente pentru recrutarea și selecția rezerviștilor voluntari în situația nesemnării contractului. În plus, rezerviștii voluntari nu mai trebuie să înștiințeze unitatea cu care a încheiat contractul părăsirea localității pentru o perioadă mai mare de 48 de ore. Pentru anul 2021 vor fi disponibile 775 de locuri de rezerviști voluntari, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați. Pentru informații suplimentare și înscriere, cei interesați, indiferent dacă au sau nu experiență militară anterioară sau dacă sunt sau nu angajați în mediul civil, se pot prezenta la sediul Centrului Militar Județean Maramureș din Baia Mare sau pot contacta instituția telefonic, informează locotenent colonel Mihai Marius, ofițer cu informarea și relațiile publice la Centrul Militar Județean Maramureș.